Un alt lucru care este foarte important este armonia vieții tale și echilibrul vieții tale. Adică fiecare om este în stare, dacă stă strâmb și judecă drept sau dacă chiar este sincer cu el însuși, este în stare să spună dacă viața lui este armonioasă. Și viața lui poate să fie armonioasă, bineînțeles, în primordial, instinctual, da? Adică formă de plăcere, supraviețuire și confort, și apoi ajungând la celelalte nivele care înseamnă relații, relaționare, cunoaștere, reconstrucție și importanță. Deci tu poți să-ți dai seama, dacă ești sincer cu tine însuți sau cu tine însăți, dacă viața ta este armonioasă și în echilibru. Trebuie să ai un alt lucru vis-a-vis de această armonie, să ai susținere, să ai oameni dragi care să te susțină. Tu nu poți să cheltuiești voință dacă n-ai pentru cine și dacă cineva nu te-a susținut. În emisiunea de astăzi, spre final, în ultima parte, o să vorbim despre o perioadă evolutivă a vieții în care această zonă de valorizare se poate și de motivare se poate vedea la un om. Și cum se vede acest lucru? Deci îți trebuie acest lucru. Îți trebuie un lucru concret pentru care să cheltuiești voință și să aduci energie în zona respectivă. Concret. Adică dacă tu ești la nivel de visare și nu ai nimic concret sau gândurile tale sunt un amalgam pur și simplu, e o întreagă furtună pe acolo, nici tu nu știi cum te cheamă cu buletinul în față, este clar că voința ta va fi diminuată. Cu cât ești mai concret și cu cât ești mai clar în a-ți dori ceva și mai structurat în a-ți dori ceva, cu atâta lucrurile astea se vor întâmpla mult mai repede, iar tu vei avea claritate în minte și având claritate în minte vei ști ce-ți dorești de la viață și cum îți dorești de la viață. Deci iată așa pe repede înainte anumite zone care țin de vectorul 4-5-6. Un alt lucru care ține de voință ține de identitatea de sine. Identitatea de sine în numerologie, așa pe repede înainte, se traduce cu cifra 15. Asta înseamnă identitate de sine. Identitatea de sine înseamnă că tu conștientizezi că existi. O să ziceți, păi, toți oamenii conștientizează că există. Nu știu, ia faceți un sondaj de opinie să vedeți dacă fiecare om știe că el este. Da, s-ar putea să vi se pare o tâmpenie asta. Cum adică să nu știu că eu sunt? Da, pur și simplu nu știi că ești tu. Pentru că atunci, dacă ai ști că ești tu, du-te și cântărește ceva. Un lucru simplu. Câte dorințe, câte plăceri, cât de frumoasă este viața ta și câte lucruri poți să-ți permiți. Ca să-ți dai seama dacă ești tu însă. Câte compromisuri ai mâncat în viață ca să vezi cât de mult ți contează identitatea de sine.